Hei, o salutare, bine ați găsit la un nou episod. Astăzi o să fac un episod cu tipuri de elevi la copiat la evaluarea națională. Deci, începem cu primul număr. Numărul 1. Leneșul. Bă, dar nici n-am scris celălalt subiecte. Dar ce mă fac eu? Să mă uitam, bă, dar care eu, că nu mai țineam, nu i-am tăiat, bă. Bă, deci latură, bă, da. De, na, chef de... Deci care stai? Bă, dar nici n-am chef să o fac, bă. Bă, cum, bă, să... Deci n-am chef să o fac, bă, prea. E tot asta, nici n-am chef să o fac. Bă, dar... Cum? Da. Cred că am făcut bine. Matei, ce ai scris? Ardem lucrarea să văd ce ai scris pe ea. Dită-te, domn profesor, da, stai că vă aduc într-o secundă. Imediat. Da, să văd ce ai scris. Ce e asta? Matei, pe ce spun eu notă? Pe asta? Ai 2. Numărul 2. Cel care chiulește de la evaluare națională. Unde sunt prezenți? Moroșanu, unde-i? Unde-i Moroșanu? Este absent, domn profesor. Că i-a spus că i-a murit bunica. Asta e a 10-a oară pe anul ăsta când îi moare bunica. Eu îi pun direct absență. Numărul 3. Cel care copiază. Dar profesorul își dă seama și pune... Ce vei, bă, Grigore? Lasă-mă să scriu. Poți să zic, fă? Auzi, ajută-mă și pe mine aici. Poți să dau și-o așa. Bă, Dragoș! Da, domn profesor? Ce faci acolo, bă? Copiez? E tu nu zic acum că e unul chiar... No, domn profesor! Cum să nu te-am văzut voi pe mine vreodată copiind, mă? Ce cu voi, mă, domn profesor, mă? Dormă, mi-e spre de la colegi. Spre de lucrare, ai unul pe azi. Numărul 4. Cel care care a învățat pe de rost și uită, dar el de fapt nu a învățat. Ai, mă, cum era aici, mă, că am învățat, dar nu mai ține aminte. Bă, dar cum era, mă? Ce aia derivat? Dar ce era, mă, definiția aia? Ce era, mă? Aaaa! Gata, este un verb. La prezent simplu. Altul. Ce flutere mâna aia? Pe cine saluți? Domn profesor, am terminat. Da, ia du lucrare, să văd ce prostie mi-ai scris. Cum a derivat egal verb? Uite, ziceai 4. Cam atât a fost și acest mini sketch. 4 elevi la copiat. Cumva ar veni, da. Deci la eu la înțeles. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare cu, cred că, un nou sketch, dacă stă în greu asta, 10 like-uri. Da. Sau 100 de vizionări în mai puțin de 2 zile. Sau 10 like-uri. Am să fac următoarea parte. Cu ce vreți voi să-mi scrieți jos în secțiunea de comentarii? Cu ce vreți voi să-mi scrieți? Ce fel de scris o să mai fac? Ne vedem data viitoare. Pa, pa!